Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, participă la lucrările celei de-a 26-a reuniune anuale a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care trece în perioada 5-6 decembrie curent în orașul Bratislava, Republica Slovacă, statul care deține președinția în exercițiu. În cadrul reuniunii, miniștrii de externe ai celor 57 de state participante la OSCE vor discuta despre evoluțiile care au avut loc în acest an în domeniul securității și vor efectua un schimb de opinii pe chestiuni de actualitate de pe agenda organizației pe cele trei dimensiuni: politico-militară, economică și mediu și umanitară. O atenție deosebită se va acorda perspectivelor de soluționare a conflictelor prelungite din spațiul OSCE și modalităților de consolidare a securității europene. Șeful diplomației de la Chișinău va vorbi despre viziunile Republicii Moldova asupra chestiunilor menționate și va prezenta poziția țării noastre privind procesul de soluționare a conflictului transnistrean. În marja reuniunii, agenda de lucru a ministrului moldovean de externe mai include o serie de reuniuni ministeriale în diferite formate de cooperare: Organizație pentru Democrație și Dezvoltare Economică, Uniunea Europeană plus Parteneriatul Estic, precum și mai multe întrevederi bilaterale cu omologii săi din alte state.